Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc pentru timpul pe care mi-l acordați și nu uitați să vă abonați dacă vă place conținutul acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele postări. Cei 100 de ani de la cea mai răsunătoare tragedie din Oceanul Atlantic au fost marcați de nenumărate mituri și legende care nu au făcut decât să adâncească misterul din jurul epavei. Analiza cauzelor care au dus la scufundarea Titanicului pe 15 aprilie 1912 a început la câteva zile după ce s-a întâmplat într-o comisie guvernamentală. Pe lângă versiunea oficială, mai mulți teoreticieni au dezvoltat propriile lor versiuni asupra cauzelor scufundării Titanicului, mumii, incendii sau recorduri de viteză imposibile. Cu toate acestea, misterul naufragiului nu a fost nici până acum pe deplin elucidat. În 1897, cu 15 ani înainte de dispariția Titanicului, a ieșit de sub tipar cartea necunoscutului jurnalist pe atunci, Morgan Robertson. Romanul său prezicea scufundarea unui uriaș transoceanic cu numele Titan. După tragedie, Robertson a fost văzut ca prevestitorul nenorocirii, dar un singur marinar de pe Titanic avea cu el un exemplar al volumului. Le-a povestit colegilor, dar aceștia nu l-au luat în seamă. În cele din urmă, el a renunțat să mai plece cu Titanicul. Alți 55 de pasageri au abandonat și ei călătoria. Una dintre cele mai controversate teorii a fost prezentată în volumul Titanic, nava care nu s-a scufundat niciodată, scrisă de Robin Gardner. Acesta susține că vaporul nu s-a scufundat niciodată de fapt, iar în Atlantic a dispărut de fapt Olympic, nava soră a Titanicului. Gardner a susținut că compania White Star Line nu avea asigurare pentru Olympic. Când acesta a fost implicat într-o coliziune în anul 1911, au preferat să termine Titanicul, să-l redenumească Olympic, iar acesta din urmă să fie parte dintr-o înșelătorie pentru a colecta banii pe asigurare. Pe fundul oceanului s-au descoperit însă părți din nava cu numărul 401, cu care a fost înregistrat Titanicul pe șantierul din Belfast. Incendiul de la bord. O altă parte a teoriei conspirației privește viteza transatlanticului. În acele timpuri, exista și un premiu oferit navei care traversa Atlanticul cel mai repede. Mulți au considerat că acesta era motivul pentru care Titanicul călătorea cu o viteză atât de mare într-o zonă cu gheață. Cu toate acestea, informațiile tehnice despre vaporele vremii oferă o concluzie categorică. Mult mai ușoarele, Lusitania și Mauretania, aveau o viteză superioară, iar la viteză maximă, Titanicul avea cu doar două noduri mai puțin decât Lusitania. Viteza ar fi fost crescută în mod paradoxal și de un foc la nivelul cazanelor. Se știe deja că Titanicul a avut parte de un mic incendiu încă înainte de a porni, dar unii cercetători susțin că în larg cărbunii s-au reaprins și au ars mocnit. Acest lucru a cauzat imposibilitatea de a reduce viteza. Teoria apărută în 2004 a fost prezentată de inginerul Robert Essenhide de la Universitatea din Ohio, USA. De asemenea, din cauza focului și a materialelor folosite, nava s-ar fi șubrezit. Astfel, Titanicul nu s-ar fi rupt neapărat din cauza faptului că apa a pătruns în compartimentele etanșe lovite de iceberg, ci din cauza construcției proaste. Mumia egipteană. Una dintre cele mai bizare teorii este aceea a mumiei blestemate, care ar fi cauzat naufragiul. Potrivit legendei, după ce faraonul egiptean Amon-Ra a fost descoperit în 1890 în Egipt, cel care o deținea a fost lovit de ghinion. Artefactul a fost donat Muzeului Britanic, iar apoi a intrat în posesia jurnalistului William Thomas, care a murit pe Titanic.
Zvonurile vremii arătau că William a luat-o la bordul Titanicului, ascunzând-o în mașina sa. Cu toate acestea, Muzeul Britanic spune că Thomas nu avea ce mumie să aibă, dat fiind faptul că nici ei nu au primit-o vreodată, ci doar sarcofagul încă expus la Londra. Alții susțin că dacă s-ar fi deschis ușile etanșe din compartimente, scufundarea ar fi fost mai lentă și mai puțin violentă. Fals din nou. Calculele au arătat că pasagerii ar fi ajuns în apă mai devreme cu 30 de minute. Refracția sau luna. Teoria lipsei de vizibilitate a fost îndelung discutată de cei care au investigat scufundarea Titanicului. Marinarii care au stat de veche au susținut că o linie subțire de lumină se întrevedea la orizont. Supraviețuitorii au vorbit și despre o ceață ciudată care a înconjurat nava, sugerând că Titanicul s-ar fi aflat în mijlocul unui miraj al apelor. Fenomenul este provocat de refracția razelor de lumină în straturile de aer de temperatură diferite aflate în apropierea suprafeței de apă. Din această cauză, muntele de gheață ar fi fost practic invizibil timp de 20 de minute. Tot mirajul apelor se pare că a creat o iluzie optică și pentru marinarii de pe Californian, care au declarat că ar fi văzut o navă misterioasă îndepărtându-se din zona naufragiului. O echipă de astronomi a susținut că marea ar fi cauzat prezența icebergurilor din fața Titanicului. În ianuarie 1912, luna a ajuns cel mai aproape de pământ, influențând astfel mareele. Din cauza mareelor, icebergurile uriașe au fost dislocate și au călătorit până în zona Newfoundland. Alte teorii susțin că marinarii de veche nu aveau binoclu și că nu au văzut icebergul și astfel Titanicul nu a reușit să frâneze la timp. Totuși, teoriile nu schimbă motivele tehnice ale scufundării. Semnale de dincolo de moarte. Pe 15 aprilie 1972, la 60 de ani după tragedie, un transmisionist a auzit un semnal SOS care a venit de pe Titanic. Contrariat, Lloyd Detmer a început cercetările și a descoperit că și alții au detectat semnale similare în anii 1924, 1930, 1936 și în 1942. O altă teorie arată că vasul Carpatia ar fi primit un semnal SOS la ora 23:17, cu 23 de minute mai devreme decât ciocnirea. În noaptea în care s-a scufundat Titanicul, telegrafistul Jack Phillips a primit un mesaj de avertizare de pe Californian că în față sunt icebergi. L-a ignorat fiind ocupat cu transmiterea către New York a mesajelor pasagerilor. Mai mult, Phillips l-a admonestat pe operatorul de pe Californian. Supărat, acesta din urmă a închis aparatul. 15 minute mai târziu, Titanicul se lovea de iceberg, dar a fost imposibil ca Phillips să-i mai ceară ajutorul lui Californian. Majoritatea marinarilor care trec prin locurile unde a pierit Titanicul susțin că văd un vas scufundându-se. Asta a fost tot, dragii mei. Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră. Până data viitoare, numai bine!